fapt care personal am examinat și examinez și în continuare obiectul care a format și primit alocarea acestor două recursuri. Fapt, părere de rău, din anumite motive, nu știu care sunt cele, vom afla pe urmă, n-am participat la ședințele a două comisii care sunt, de fapt, ședințele comisii obligatorii care au fost făcute aceste recursuri sau am înțeles sau au expus unele opinii vis-a-vis de acestea. De fapt, vom începe cu primul recurs cu privire la anularea a 8 loturi de teren care au fost repartizate în perioada anilor 2009-2010, dar acelui este eliberat de către organul executiv în persoana primarului de atunci, prin Buza Constantin. Au fost eliberate 8 loturi cu teren în regiunea Roșcani, după domnul Câinecu, o instanță de testare tehnică, în partea sunt cu Roșcani. 8 loturi teren care se află unul în gală. Vă spun care este fapt esența problemei. Toate 8 loturi teren au fost eliberate la rude apropiate ale Bubarac Mihai, al lui fost consilier Sărețanu Gheorghe, mama, mănașul, foarte mulți poate și cunoaște problema și nu intru în detalii. Acum, toate 8 loturi se află unul în gală. Au fost indicate două decizii, 3.5, 3.3, dacă mă gândesc, de 93, acolo sunt indicate deciziile în recursul, dacă aveți materiale în față. De fapt, aici a fost, am înțeles, problema cea importantă care s-a discutat și s-a comisă. Pe cum că Consiliul n-ar fi în drept, de fapt, să anuleze niște titluri de teren. De fapt, titlul de teren este un act administrativ, din cât cunoaștem eu, care certifică dreptul de proprietate a unei anumite persoane. Titlul de teren se anulând un act administrativ. Se subordonează cerințelor de reglementare a legii contenciosului administrativ. Legea contenciosului administrativ prevede expres că este o anumită procedură prea largă pe care fie procurorul, fie cancelarea de stat sau un independent gazdic, organul care a sesizat încălcarea, înaintează actul de reacționare, în cazul dat cum este recursul procurorului. Dacă organul executiv, cum este primarul, a semnat, de fapt, fără să, mai bine zis, mai simplu spus, poate prea complicat nu exprim, fără semnătura primarului, nu are nicio valoare juridică acel titlu. Acum, iar, dacă se pune în fața problemei, se pune în fața problemei că primarul nu mai poate să examineze el și anuleze titlurile, cât cum mai este acel primar care a fost în acel moment. Dar examinează organul ierarhic superior, în caz dat, organul executiv, cine este. Este organul colegial, cum este Consiliul Local sau Consiliul Rășănesc, cum este, în caz dat, primăria oramului Consiliul Rășănesc-Rășeni. Și cel mai important, ce am văzut la cunoștința dumneavoastră. Acele 8 loturi de teren, persoane Istrate Valentina, Istrate Severin Andrei, Sărețanu Gheorghe, le numeresc pe toți. Sărețanu Andrei, Sărețanu Sărețanu Figonia, mama lui domnul Sărețanu Gheorghe, Barac Mihai, Barac Stepan, care este tata lui Barac Mihai, dacă așa, ceva am scăpat din vedere, dar ele sunt toate lucruri impropriate, ele niciodată n-au deținut teren în lotul dat. Procuratura, de lângă acest fapt, act de reacționare, a instrumentat un dosar penal care deja este expediat în instanță judecată în privința lui Severin Barac Tatiana, care a semnat 6 loturi de teren, și în privința lui Priguza Constantin, care este obiectul examinării a cauzelor penale. Dar, pe lângă cauza penală, este și un aspect administrativ, pentru că trebuie recuperat înapoi la administrația publică locală terenul care general nu m-au deținut niciodată, ca eu, paharul ăsta, dar paharul nu mi-a aparțin. Pentru ce eu trebuie să-l dețin în folosință și posesie? Asta este, de fapt, minierea acestui recurs pentru aceste 8 loturi de teren. Privind anularea lor, iar, dacă doriți, dar cred că asta din valoare rapid din timp. Cel mai important, cel mai interesant este că orice persoană care se întorc de teren în teritoriul orașului Strășeni, fie Păpureni, locul orașului Strășeni, urmează să figureze într-un registru de ținătorilor de teren. Că dacă persoana care s-a întors dumneavoastră, care a văzut în față titlul, este mențiunea că titlul se trece în registru de ținătorilor de teren cu numărul cutare din data cutare. Adică numărul care figurează în titlu urmează să coincidă cu numărul din registru. Titlurile date nici nu figurează în registrele cadastrale. Și încă o concluzie finală, care este expus în recursul meu. Toate 8 loturi teren urmează în total 1,5 hectare. 1,5 hectare, conform prețul normativ de vânzare-cumpărare a terenului, la licitație, spune un preț normativ
care se calculează, cunoaște foarte bine cu baza bordurului de calcul, care eliberează cinești în comienii. Da, eu am propus tot o întrebare a dacă dumneavoastră, noi nu suntem juriști tot aici. Eu suntem juriști, nu știu. Dacă ați văzut încălcare, și nu înaintează, procuratorul nu înaintează documentele judicate, dar v-ați adresat la noi. Eu așa domnul Pașan, eu tot suntem așa spit față dumneavoastră, eu aș fi așteptat răspunsul, întrebarea dați, mi-o adresează un alt domn de dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți specialist în domeniu și participați în instanță judicată. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine care este procedura, ca și dumneavoastră, care face parte din cadrul Consiliului Raional, cunoaște că există procedura prealabilă, în baza legii contențiosului administrativ. Procedura prealabilă, de ce presupune? Se înaintează actul direcționar care este recursul de către organul procuraturii. Organul examinează prealabil Consiliul. Că nu poți să treci, este o anumită treaptă, proceduri care trebuie să respecti, prealabil și apoi în instanță judicată. Nu poți să ajungi la etajul 10 dacă nu treci la 1, 2, 3, 4, 5. Și în final terminat, ați văzut prejudiciul. Eu vă rog, am înțeles. Cel mai important, prejudiciul la toate aceste corturi întâlniri dintre bugetul vostru a orașului Strășeni îl formează 56.000 de lei. Asta e unul. Asta e este un prejudiciu din toate corturi întâlniri. Întrebări la acest recurs, aștept pentru că ați trec la al doilea recurs. Înțeleg că timpul vă presează și aveți foarte multe întrebări discutate înainte. Eu vă înțeleg foarte bine, domnul Pașan. Dar și întrebările este că explodă atât de importante cât banii tot au și sunt mulți amici. Domnul Bucuroș, dar dumneavoastră de nu am înțeles, ați înaintat în privința lui Buza și lui Severin Tatiana. Și înaintat pe materialul de judecat, da? Dosarul penal, dosar de penal, de neam să faci diferență dintre dosarul penal și anularea actului administrativ. Eu înțeles tare bine, bine. Dar trebuie să așteptăm răspunsul la dosarul cel penal, dar să vedem și îi fixează că ei sunt vinoveți penal, atunci noi și dublăm administrativ, trebuie să-l verifici. Procedura, cine astea să ai trimis? Trebuie să așteptăm răspunsul. Cine astea să ai trimis arătă procedura penală? Bine, eu vă rog, terminat ne-am obișnuit. Alte trebuie nu sunt? Nu sunt. Nu sunt. Stimați colegi, care a fost avizul Comisiei de Specialitate privitor la proiectul de vicin? Proiectul de vicin vă dau cunoștință. Se apte recursul procurorului și în principiu din al doilea se apte recursul procurorului. Asta proiectul care l-a făcut primărie. Însă la comisie de specialitate, la noastră, la comisie economică aceară, a fost de a respinge recursul dat. Care recurs, domn Știc, mai iertați, eu am discutat acum un recurs, el sunt două. Eu la două recurs. Da, două. Apoi dați ajungi la Gorea și apoi mi-ați văzut concluzia finală, asupra ambelor concluzii, ce s-a expus la mine. Ele sunt două. Și dați atunci la cunoștință și a doilea recurs, spuneați că ați făcut concluzia finală. La mine sunt un proiect de decizii, ambele într-un proiect, dar vizează două întrebări separate. Dar două întrebări separate, da. Apoi, dar eu deja am vorbit numai asupra unui problem. Permiteți, domn președinte, să exprime și la primul. La doilea. Primați, colegi. Eu văd că de unde apropiem din pauză, din cafea. Să fiu foarte subțin. La doilea nu am putut. E la cuvântul. Da, pot fi și mai. Eu înțeleg că e scurt, dar întrebarea foarte scurt s-a discutat și la ședințele anterioare și s-au votat, cum ați văzut. Stimați consilieri, dacă doriți, dacă îmi permiteți să vă aduc la cunoștință de-a doilea, dacă nu, spuneți că nu vă interesează și nu. Pierd timpul și dumneavoastră și eu. A doilea recurs a format că, de fapt, unii dintre consilieri a participat chiar și la votarea celui de-a doilea recurs, pentru că unii dintre dumneavoastră cățelele mi sunt cunoscut pentru că i-am audiat în calitate de macro prin dosarul penal care a fost adorat dosar în prințatorul domnului prin Buza Constantin. Constituie vânzarea terenului chipului aferent de un hectar și un spazășat în favoarea la SRD Geo-Infosystem, directul căreia este executiv domnul Berbarac Mihai. La acel moment, raportul a fost întrebarea dacă este ședința, dacă vă aduceți aminte, ședința din 21 decembrie 2010, raportul conform procesul verbal la ședință a fost prin Buza Constantin, iar
ca completare la celor discutate, a fost specialistul în domeniu, care este... Domnul, vă rog, mai puțin, ce am spus că raportorul a fost chiar fiica domnului Severin Baracădeana, care a prezentat o scrisoare de la Agenția Relației Funciare și Cadastru, prin care a încercat să prezinte la toți consilierii chipurile asupra legalității, să se spune în ansamblu, a acelei vânzări. Dar, în esență, cum a fost? Domn, se rege un imposism, am procurat în anul 2008, un teren de 1 hectar, pe care s-a construit bunurile imobile, să mai exact, să precizez, bunurile imobile care sunt amplasate în stația de mașini, staționarea autovehiculor, din strada Chișinăului. Domnul Procuror, noi situația asta o știm destul de bine. Eu ce spun? De masculine. Eu cred că este nevoie ca noi, fracțiunile alea, câte mai le... să ieșim la o minută de relaxare, să ne consultăm cum procedăm în toate. Dar dați-mi voi să prezint până la urmă, pentru că ideea, o să primești idei întreruptă și n-am să știu eu inima oprită, să cinci minute m-am să-l consultat. Situația, eu înțeleg. Eu înțeleg, dar fix așa studiat. Că ce să mă expun la cap. Acum mai acum s-a întâmplat. S-a văzut primat în 2008. Apoi a survenit acea cerere în luna aprilie, mai exact în luna aprilie, prin care tot se relege în ecosistem, solicită să procure teren aferent la teren, pe care deja erau construite bunurile imobile. Dar, conformitate cu regulamentul privind la vânzarea terenurilor aferente, este expres prevăzut. Se cumpără terenul pe care sunt amplasate bunurile imobile, dar terenul cel aferent de un hectar și 1,7, nu e, pe dânsul nu se aflau bunurile imobile. El urma a fi vândut la licitație. În mod prevăzut e legea privind la prețul normativ și modul de vânzare cu cumpărarea terenului. Acum prețul de vânzare a fost de 300.000 de lei. Să înțelegi care a fost scopul. 300.000 de lei e un preț pentru teren la teren, iar pentru terenul care urma a fi vândut la licitație, e în total de preț. 1,5 milion. Și iată este care prejudiciu pentru bugetul vostru local. Bine, noi înțelegem destul de bine lucrurile astea. Dacă voi să facem un repaus, pentru că fracțiunile sunt costuri. Vă rog că... Fracțiune. Întrebă la... Așa, la... 20 minute, 20 minute.